România a ajuns în situația de a cheltui mai mulți bani decât încasează, fapt ce a condus la creionarea ordonanței austerității și a optimizării fiscale. Deputatul Uniunii Culturale a Rutenilor, hunedoreanul Iulius Firțac, spune că există riscuri majore ca mare parte dintre fondurile europene să fie blocate. Sursa ordonanței se află exact în dezechilibrul bugetar pe care de mult timp îl dezbat specialiștii. Noi, ca țară, cheltuim mai mult decât încasăm. Iar această cheltuială excesivă a ajuns la limite la care putem să avem fondurile europene blocate. Mai mult decât atât, în Planul Național pentru Redresare și Reziliență, în PNRR, așa cum este el trecut prescurtat, ne-am asumat, în relația cu instituțiile europene, că vom reforma statul român. Îl vom face mai suplu, cu cheltuieli mai mici și, bineînțeles, care să fie mai eficient și să-l ajute pe cetățean să-și scurteze timpii pe care i-are în relația cu instituțiile statului. Toate aceste premise au făcut ca aceste modificări, această ordonanță care modifică atât mediul bugetar cât și codul fiscal să fie trecută printr-o proprie asumare a răspunderii a guvernului. Acum, cât de multă austeritate pentru sistemul bugetar și cât de optimizat va fi codul fiscal, asta deja necesită analiză punctuală pe fiecare modificare pe bază de această ordonanță de peste 90 de pagini.